De ultima dată am mărit insula și astăzi vreau să o transform. Acestea fiind spuse, bine v-ați găsit, oameni faini, la un nou episod din insula noastră pe Park City. De început o să tai toți copacii, iar până fac asta vă las cu un mesaj de la partenerul nostru. Gamivo, un marketplace cu zeci de mii de produse digitale, unde sunt sigur că ai să găsești orice ai nevoie, de la jocuri și gift card-uri până la programe. Totul la un preț accesibil pentru orice buzunar, iar dacă vrei să fie și mai ieftin, folosește codul BLUEMC pentru 5% reducere, găsești linkul mai jos în descriere. Iar acum întreaga insulă este goală, o să vină pe deasupra un strat de zăpadă, dar trebuie să o cumpăr de la tarabă. Și pentru asta am mai adunat off-camera o grămadă de frunze și cobblestone, în total 6500 de frunze și 3900 de bucăți de cobblestone. O să mă duc în partea aceea și o să iau 300 de dolari, iar pe lângă asta m-am mai distrat puțin cu nenea Puf făcând un mob grinder. Îi sincer să fiu cu voi, prima dată când fac un mob grinder, însă a ieșit chiar ca lumea. Uitați-vă numai câte lucruri s-au strâns. Mamă, 270, 260 aici, 380, o grămadă. Plus că ar mai trebui să iau astea și să le pun aici, pentru că acolo sus, fiind apă, se spawnează pești și crab și o grămadă de chestii, de asta se adună acolo jos. Acum, ce mă interesează îi să iau niște zăpadă de aici. De fapt, stai, până la zăpadă avem astea 6000 cu încă 3000, așa că trebuie să iau de aici 300 de dolari. Așa ar trebui să fie ok, 300. După care, cu ăștia doi am 302 și ce vreau să cumpăr, niște blocuri de zăpadă. Fiind 5 dolari 100 de blocuri, aș putea lua cu 50 de dolari 1000 de blocuri. Așa că o să mai cumpăr după să văd cât de mult îmi ajung astea. Răspunsul este că pot face un contur de 6 blocuri întregii insule, dar rămân cu 40 de blocuri. Așa că mai trebuie să cumpăr încă 1000 și sper ca acelea să-mi ajungă. Se pare că 2300 de blocuri de zăpadă au fost de ajuns să umplu toată zona asta plus marginile. Teoretic pot să construiesc aici pentru că este exact borderul chunk-ului. În partea asta intrăm peste nenea Puf, iar acum am nevoie de niște snow layere și am uitat că se pot face în felul ăsta. Pentru o secundă mă întrebam, domnule, cum fac rost de siltaci, dar merge foarte ușor, exact ca slaburile. Și o să le folosesc pentru a detalia iglurile care o să vină în partea asta. Vreau să fie 3 la număr, unul în stânga, unul în dreapta, plus unul în spate, și să fie un drum de la insula lui Puf până la igluri. Oricum o să mai adaug foarte multe detalii prin prejur, dar de început vreau să mă ocup de ele. A durat puțin mai mult decât mă așteptam, însă am reușit să fac toate aceste 3 igluri, iar acum trebuie să le adaug câteva detalii, mai exact snow layere pe aici pe acolo și desigur toată zona asta să fie plină de snow layere. Astea ar trebui să fie ultimele snow layere pe care le pun. Aoleo, moare aia, hai să plecăm de aici că nu mai pot să aud nimic. Moș Crăciun. Și... Ei, salut, bătrâne! Picior, mă. Și... Ce e aici, măi, satul Moș Crăciun? Da, aici o să fie o civilizație de dăia eschimoși. Civilizație? Civilizație? Cibivilizație din aia. Cibivilizație, da. Păi și ei trebuie să dea la pește, la copcă, mă. Păi da, o să vină, deci întâi fii atent. Am nevoie, îmi trebuie coarț, da. Vreau să fac niște batonașe din alea, niște, cum să batonașe numesc? D-alea cu roșu și alb, stixuri, înțelegi, trebuie coarț pentru da, ele. Exact. Dar ai obsidian să mergem, că eu vin, mă aventurez. Păi merem împreună, dar acum am realizat, o să fac cu niște gheață și pe partea asta, așa un lac din asta să dea la copcă cu gheață și apă. Și mai fac 2-3 lăculețe, niște butoaie pe acolo, vedem noi. Stai așa, stai că am ceva pentru tine. Ce pentru mine? Ia uite, bă, băiat. Ce? O, mamă, prima recoltă de vaci? Da. Hai să mergem să cumpărăm obsidian. Bun, mai ai bani? Că eu... Stai să văd, mai am ceva piatră. Că eu știu minte că am mai stat aici la... Am ceva semne aici. Ce se întâmplă aia? Am văzut și eu semnele astea ceva... Aș dori să achiziționez de la tine un cactus, un sugar cane și seeds pentru wheat. Uh-huh. Lasă un semn cu cât m-ar costa și când reintru vin cu banii, șperii. Apropo, okay, când o să cumpăr oi, facem un trade, 2 vaci pe 2 oi. Eu zic că merge, nu? Adică... Băi, eu zic că putem să-i cumpărăm noi oile înainte și bam, i-am dat, l-am furat și de oi.
Dar bine, nu o să avem bani. Eu zic să mai lăsăm și pe alții să facă treburi pe aici. Să da, păi cine să facă treburi? Că nu vezi că nimeni nu a mai fost pe aici. Toată lumea s-a dat dispărută. Aoleu. Poate s-o rătăci, mă, s-o pierdut pe undeva, eu știu. Păi nu știu nicio, dar hai să vedem obsidianul ăla cât era. Eu, ce pod frumos avem, două mâncați așa. Da, domnul Adrian s-a ocupat de podul meu, de podul tău, de tătie. Îmi place. Dacă am suspendat aici, așa nu i-a agățat de nimic, dar îmi place. L-am aduce noi mai în față, ne descurcăm. Deci ce poți cumpăra? Eu am așa, posibilitatea să-mi cumpăr obsidian. Ia stai așa, pa. Ia zic, cât ai? Am 3000 de piatră pe care o vindem și am făcut 100 de dolari. Lejer, bun. Așa. Fii atent. Eu pun 25 de dolari și iau 5 bucăți de obsidian. Așa. Și pui tu 25 și e 5 bucăți de obsidian. Și mai trebuie să-l îngravăm. Bă, dar noi cu ce... Ok. Da, trebuie să-l... Aia am vrut să zic că noi cu ce apingem. Iei tu gravel sau iau eu și împărțim? Cât era? 25 de dolari, 5 bucăți de obsidian? Da. 25 de dolari, 5 bucăți de obsidian. 3, 4, 5. Perfect. Și gravelul, dacă vrem să luăm 1000 de 5 dolari, 100. Da, ia tu 100 și îți dau aici 3 dolari să fie jumate. Luăm jumătate. O, dar mulțumesc frumos. Dar cum să nu? Păi împărțim așa frumos pe aici. Pac, țac, pac, rest... așa și trebuie să mai pun încă 2 dolari de la mine și cu 5 dolari. Da, cred că suntem bine. Am fier, am 14 bucăți de fier, e bun. Da, și eu am 6 bucăți de fier, ne descurcăm. Stai să mai cumpăr și eu 10. Așa, 10 bucăți de fier. Gata. Dar ce sunt... Ce se întâmplă cu ce? Asta era alu Pain, era asta? Nu știu, nu, Pain e ăla de acolo, cu plantația de morcovi. Am înțeles. Da, aici nu tarăsc chestii. Ia uite care e tomato din alea. Acolo. Mamă, și aici ferma. Aici. Ia uite, dita ferma acolo jos. Ai de morcovi. Da, de morcovi și cartofi. Aoleu. Da, jumate morcovi, jumate cartofi. Facem portalul la tine pe insulă sau... Nu știu, putem să-l facem unde vrei tu, adică nu contează. Eu mă gândesc că hai să-l facem la tine, că... Îl facem în iglu ăla din stânga. Ăla e perfect, că eu vreau așa. Să-mi apuc să-mi fac și eu pe aici, să construiesc treburi, chestii, No, bine, ia, uite, aici în spate, punem două, ia că e la fix. Punem două și 3x3, nu? Așa, gata, ăla-i. No, bagă gravel. Trebuie flint. Ia. Da cum? Jumate ție, jumate mie. Dă-i și sa. Gata, ăsta e, am rezolvat-o. Hop. Hai, doamne, mă. Da cum? Cât bulani să ai? Una, două, gata. Și poftim să fie jumii-juma. Acum, ești pregătit, bătrâne? Stai. Ia, fii atent. Deci. Așa. Ne trebuie în felul următor, 1 și ne trebuie 2. Ia uite. Poftim. Da, mi-ai făcut scut, da, mulțumesc. Da, cum, ți-am făcut scutul, nu? Să fie primit, gata, suntem. No, bun, suntem pregătiți, hai da, merem! Am pornit portalul și ne băgăm înăuntru. Mi-am dat izmenile de băia mare, da. Așa, am văzut că ți-ai pus... Dumnezeu, am văzut... nu cumva să mă scape. Măuleu, am văzut că ți-ai pus căscuța. Ce e asta? Da. Am găsit o căscuță, da. Nu-mi place aici. Mamă, da, unde suntem mâncați? Nu-mi place aici. Vreau undeva să-mi iau quartz, atâta vreau. Da, uite, muscă, da. Blaze, uleu, hai pe aici. Băi, da, pe lângă... Stai. Ce, stai. Vezi că vine musca. Stai. Lasă să vină musca. Uleu. Protejează-mă un pic. Încerc să protejez, m-a luat pe mine. Nu, mă, lasă-mă în pace, gata. Așa. Uleu, tragi de sus. A venit pe sus. Mi-a luat în surprindere. Prin învăluire, fai da. De cap. Am pus un waypoint temporar aici, ca să știm să ne întoarcem. Iară, trage, cine trage? Unde trage? Caut trăgaci. Hai să fugim încet. Vin. Mă, da, acolo jos e un de la roșu, mă, nu-i bine, mă, nu-i bine. Aoleu, păi și pe dreapta ce? Hai să vedem. Nu știu, dar știi care e partea bună? A, uite, că-s vrem... blazuri, zi. Da, aia e partea bună, da, cea mai blazuri. Bună. Ce așa. Să povestesc. Noi suntem cu o sabie de fier. Și un scut. Adică, e extraordinar. Un scut, da. Aoleu. Că după tine trage. Las că măcar bine că trage după mine, că eu uite, am găsit quartz. Partea bună e că... am și uitat care e partea bună, să ne mâni... ce înseamnă, mă, Alzheimer... Aoleu, mă păli! Ești okay? Nu chiar. Aoleu, ok. Ai nevoie de mâncare? Zic că îți dau mâncare, am aici mâncare. Îți bine acum. Ok. Sunt perfect. Măi, culiță, maică... Eu acum adun aici. Da, partea bună e că dacă ne trebuie nisip pentru sticle, pentru treburi... putem să adunăm de aici. Fugi, că-s mulți!
Bă, băiatii, din măpălește unul, eu am mierlit-o. Fugi! Te ascunzi? Eu am mierlit. Păi vezi că sunt 5 după tine! Fugi, bătrâne, că sunt 5! M-am ascuns un pic. Ne ascundem aici și mai adunăm cuarțuri. Dar ce e aici? O, încă unul sus, mă. Dar ce-i cu voi, mă, de unde ai venit? Măcar dacă ne-ați dat... Nu știu, dar am luat numai... Ce, 21 cuarți am luat numai? Bă! Mi-o dat restul. Nu-i bine, da, mă. Cât ai vrea, că n-ai fortune. Ai fortune. A, adevărat și asta, n-am fortune. Păi, eu vezi? Hai coace. Unde? Vin. Hai coace. Soul Sand Dwella Valley. Uite aici, niște cuarți. Ok. Hai să luăm tot. Că am nevoie de, nu știu, să zic... 50 de bucăți. Aoleo, mamă, ce-o dat! M-am opărit. Fugi, bătrâne! S-a dus bătrânul. S-a dus. Trebuie să-l ajut. Am venit și noi oricum aici. Pregătiți de loc. Așa, gata. Trebuie să-i duc înapoi. Aoleo, acum e misiunea asta de salvare. Trebuie să iau mormântul și să-l duc la el. Poate, hai, bătrâne, te iau, bătrâne, unde ești? Aici, vin. Aici ești, unde ești? Alerg. Încerc să fug, să scap de tăți. Aoleo, nu, stai că suntem aici cu toți la bătaie. Am scăpat de câțiva. Da, te aud, dar trebuie să vii aici la mine. Da, hai, la unde am murit. A, acolo. Păi am luat mormântul cu mine, bătrâne. Aoleo, nu mă aude. Stai așa. Să luăm. Bătrâne! Aoleu! S-am luat mormântul, bătrâne, voiam să ți-l aduc! A, mi l-ai luat pe sus? Da, ți-l-am luat pe sus și voiam să ți-l aduc, ia-l-ai! Eu încă te-am mormânt, ce n-ai zis nimica, mă? Da, păi voiam, dar tu te-ai tădus și nu te-am mai auzit! Gata, bun! Fugi, perfect, gata! Mama mia! Așa! Încotro o să mergem oare? Acolo în față, uite, că... Coarț! Am picat în lavă, nu cred așa ceva. Aoleu. Măcar ia stai aici. Ia cu cartof, da, de număr. Bagă cartofe, ascunde-te aici. Ne ascundeți, nu mai taci nimeni. Mai am jumate. Aoleu, s-a dus de două ori bătrânul ăsta. Na, asta este, nu mai duc cu mormântul, aștept. Hai, bătrâne, că mă iau ăștia la bătaie deja, m-a săturat de ei. Ma. Așa. M-a sunt un țințar, dar ce-i drept, am scăpat. Ai scăpat, e bun. Hai că am mai găsit ceva cuarț pe aici, dar am numai 43 de bucăți, e groaznic, fără forță. Mamă, și cât îți trebuie oare? Păi nu știu cât îmi trebuie, dar îmi trebuie mult, oricum. Da, e greu pe aici, mă, de umbla, mă. Ție nu-ți trebuie ceva de pe aici? Mai nu prea, eventual, poate, cred că o să strâng niște nisip din ăsta, în cel mai rău caz. Da, te dacă ajut vreau să... să-mi fac geamuri și treburi. Păi nu, tu strângeți cuarțul liniștit că văd că, bă, mă mia, ce sapă lopat, asta aici nu e. Păi aia zic că una, două săpăm, în doi, o să vezi. Hai că vin să, vin să săpăm împreună, vezi, la lavă numai aici. Așa? O să, gata. O să încerc să fiu atent că am mai picat odată în ea. Nu mai vreau. Păi de-aia zic că nu. Aoleu, iară suge! Aoleu, ce vin ăștia, mă. Bă, dar într-un baie mai ori nu au putut să ne... Da, păi să știi. Trebuia să ne dea în bază al del, dar că atâta să... Atâta, aia era mai rău. Serios, dacă nu. No, hai că e bine. Aoleu, era să mă duc în lavă să iau nisipul. Ia, da, păi cred că ne ajunge. Cred că ceva de bucăți. Oi, ajunge. Vezi că ia-l și pe ăsta de aici. Așa. Gata. Iară vine. Pleacă, bă. Mamă, dar ce urât să uită la noi. Gata. Vezi că în spate. Uai, m-a oprit. Bagă-te, ascunde-te undeva să nu pățăști iară ceva. Mai unu. Pe-l bat eu, dar nu contează. Gata, l-am bătut. Gata. Ce, mai e unul? Aoleu, dar cât să-ți că erau 3? Dar mai e 4, fugi! Hai de mine, am încercat să mă apăr că decât da. Hai să mergem pe aici, da, mai văd cuarț. Unde? Aici, în partea asta, unde ești? Sus, așa. Sus. Aici sus, da. Aici am mai văzut cuarț. Dumnezeule mare Iisuse Hristoase, cine ne pune pe noi să mergem în Nether, mă? Bă, fără nimic ca pe noi, mă, așa ceva n-ai văzut. Da, păi am zis că nu ne trebuie, că ce, intrăm, luăm un pic de cuarț și plecăm acasă. Cine s-o gândi că luăm atâta bătaie pe aici? Da, păi iau atâta bătaie, vreau să zici. Păi, dar ce crezi că eu n-am mâncat bătaie? Aoleu, iară mă, no, vezi, că mă tot prind ăștia. Ia mă, aur. Aur, păi ia și aur, că de ce nu? Da, eu știu, poate îl folosim la ceva. Dar cine știe la ce îl folosim? Ia pitici de grădină. Hop. Era să mă duc și eu în lavă. Ți-ai luat cuarță? Mai este cuarță aici. Acum îl iau. Stai să văd. Cred că tot o bucată e numai. Da, păi nu contează, e bun că na, o bucată cu o bucată se face 100. Ia, avem 83. Aoleo. Uite aici mai
Încă... O să fac eu puține acadele, cred că. Da, păi cel mai probabil. Cât îți trebuie pe acadea? Da, păi nu știu, cred că îmi trebuie vreo 3 pe acadea, mă gândesc, sau 4. Aoleu. Da, și atunci, dacă am 20 de blocuri, fac vreo 5-6 acadele, cred că. Da, pe bune, ori fi și alea, adică nimic. Măcar să arăți acolo, știi? Cât e cât. Da, da, da. Stai, mă, stai, oare nu putem să folosim bone blocks și numai la scări acadele? Aoleu, m-am dus unde nu trebuie, mă bate, fug! În teorie ar trebui. Da, cred că tot avem acolo oasele alea și atunci numai scările să le fac din smooth quartz. Lasă-i, bătrâne, că-s doi! Îs trei chiar. Aoleu, bătrâne, dar păi ce ne batim cu ei? Păi doi să bat în trei. Ah, păi bine, îl bat eu pe al treilea. Gata, l-am făcut pe al treilea. Gata, dă eu și eu dau și eu la ăsta. Bam, și gata, am rezolvat. Așa, mai unul mai încolo un picuț și mai un guest mai încolo un picuț. Nu vreau guest, mulțumesc, apreciez oferta dumneavoastră, dar... Știi care e problema? Că nu știu... dacă fugim noi repede pe aici pe margine, că văd acolo sus un porc. Și ce vrei să gândesc că dacă fugim repede pe aici pe margine, ducem, ne uităm la gheasul ăsta urât. E, da, mă, ia, Nether Waste, mamă. Da, Nether Waste, uite aici. Ia uite și acolo ceva. Aoleu, am crezut că ești tu și era ăsta care mă sugea. Aoleu, vezi că dă... Aoleu, ok. Doamne, de câte ori am murit aici, incredibil, nu pot să cred așa ceva. Doamne, bătrâne, nu ești de adus pe aici în condiții din astea. Vezi, hai să ne rupem picioarele. Așa, hai. Aoleu, mă urmărește. Dar stai că nu vreau să-l lovesc cât timp e ăsta pe lângă, că dacă dau într-un porc, m-am dus de tot. Aia mă gândesc și eu. Da, să luăm și quartz. Găsim ceva în satul ăsta, mă? Nu știu, dar eu vreau quartz, nu-mi pasă ce mai găsești tu pe acolo. Eu știu că tu vrei quartz, dar poate găsim ceva bun. Păi poate găsești ceva artefact din ăsta scump pe care nu l-ai mai găsit. Am găsit... Vezi că vine ceva după tine, cred că, sau nu știu. Cine? Nu, vine nimeni, ok. Am găsit o hartă, dar nu vreau să... O hartă? Nu vreau să... Eu vreau bannerul ăsta, ia uite ce șmecher arată. Banner? Mai avem? Da, eu mi-a luat-o de asta cu ciupercă, că poate călăresc ceva. Ok. Pe bune bătrâne, ne luăm atâta bătaie și ți-e țară de călărit? Aoleu, bătrânii ăștia, numai la călării să gândesc. Hai pe aici, prin Nether Waste. Stai să adun de pe aici niște bannere. Eu iar vine la să dea cu... Bă, nu mai da cu sapa. Ce? Cine dă cu sapa? Pac. Așa, pac, gata, l-am făcut. Ăla-i, uite mă că a fost acum, gata mă. Gata. Am învățat și eu să mă bat, nu mai... Nu mai e bătaie, dai bătaie acum, în sfârșit. Nu mai ia bătaie acum. În sfârșit dau și eu bătaie. Eu strâng aur, tu strâng coarți, ce-ți faci, care? Cum? Da, păi numai cum se poate. Era să mă iei lava în primire, nu poți ți mint. Am văzut. Hai că suntem aproape. Da, e că bine, uite aici Nether Waste e frumos, uite acolo mai e mai jos. Da, hai, cum, ia, 140 de bucăți, leu și palea. Da, uite și aici mai este încă o grămadă, da, aici am cum pic. Hai să luăm și astea. Mamă, păi stai păi adună și tu, bătrâne, că poate ai nevoie la ceva, cine știe? Eu nu construiesc eu cu quarț. Zicem așa, că ne mișcăm mai rapide și cum ți-am spus, poate vinzi la cineva, vezi? Iau. Am două bucăți de redstone, îți mulțumit. Îți mai dau eu 7 bucăți de redstone dacă-ți trebuie. Da? Da, cum să nu, că am mai făcut rost, că i-am tăbătut pe ea. Uai, nu-i bine cu ce, toată cenușa asta de aici din Nether intră la Da, până. te cred, e groaznic cu toată cenușă. Nu e ok deloc. No, hai, luăm alea două și merem acasă după. Uite aici, jos, mai este dacă vrei. Nu, eu le iau paste de aici și gata, mă duc acasă. Îți ajunge? Da, păi trebuie să ajungă, nu știu, 200 de bucăți, cât ar veni? 50 de blocuri. Ajung. Că tu știi cât îți trebuie, tu știi cum... Sper că 50 ajung, dacă n-ajung 50, mai om 3 și om vide. Păi mă, tu să mai iau, da, hai mă să le iei și peste de aici, uite, că ne ies câteva, iau și aur de aici. Ok, hai, câteva, uite-te în spațiile tău. Da, păi, nu, păi plin de ele. Și ciuperci pe aici. No, hai că l-am pătat și după merem acasă. Da, mai faci și level. Da, de fapt, da, că putem să înceantăm după aia, da, bătrâne, ce, mamă... Creier. Acolo diamante. Numai să nu mai murim, că dacă ne mai explodează creeperii... Păi, Doamne, ajută să nu... Cel puțin la mine trebuie să pun o torță din aia șmecheră, că altfel în continuu mi-apar. Sper să-mi ajungă 276 de bucăți. Asta ar însemna 69 de blocuri. O să pun atunci 35 în partea asta și 34 aici jos. O să le transform în smooth quartz.
iar mai apoi o să vină cu niște red concrete pe care o să-l cumpăr de la Tarabă. $5 ar trebui să ajungă pentru că o să cumpăr exact 100 de bucăți, așa, 100, iar mai apoi cu smooth quartzul din partea aia o să fie perfect. Cred că deja s-o prăjit, ia uite, 35-69, plus aceste bannere o să le mai folosesc, să pun la intrare așa, da, ar merge la intrare, mamă, ăla-i perfect, frumos, stai așa să te punem pe tine acolo și dacă ai intrat un pic în zăpadă, e numai bine să fie puțin mai diferit. Și vreau să craftez un stone cutter, 3 bucăți de stone, o bucată de fier, gata, am rezolvat. Numai că întrebarea mea ar fi cât de înalte să fac aceste acadele. Deci o să vină jos smooth quartz, sau să vină cu roșu, nici nu știu exact. Dar probabil o să le pun ceva de genul, unul aici, unul în partea asta, una poate chiar și pe aici, să fie puse mai aleatoriu puțin, dar totuși să nu rămână prea multe locuri libere. Asta oricum ar trebui să fie ultima acadea, mai micuță puțin pentru că cea de lângă este mai mare, am făcut și foarte mari, am făcut și micuțe în funcție de locul în care le-am pus, am zis totuși să le aranjez cât de cât, mamă, dacă era insula lui Puff, puțin mai înaltă era perfect. Ia uite, pe aici, pe acolo, câte una, două, acolo în spate am zis că nu prea are sens să mai pun una, o să mai urmeze niște lacuri înghețate, o să vină și interioarele iglurilor ăstora, doar că trebuie să golesc rapid inventarul. O să am nevoie de niște sapling-uri de sprus și acum că stau să mă gândesc, sugarcane avem, piele avem, așa că o să pot cumpăra obsidian să facem un enchanting table.